Bine v-am regăsit la GoTech. Astăzi voi prezenta în continuare aspecte ale companiei Apple după anii 90. În această perioadă Apple nu a fost prea profitabilă. Alte companii au depășit Apple, deoarece nu implementaseră multitasking-ul pe device-urile lor. În 1998, compania a revenit pe piață și au introdus în linia lor de produse un nou produs All-in-One iMac-ul și s-a vândut peste 800.000 de unități în 5 luni. În 2001 au introdus primul lor audio player portabil, iPod-ul, și a avut un succes imens. În 6 ani s-a vândut aproape 100.000.000 de unități, acestea variind de la modele cu touchscreen, cu taste sau controlat doar din tastele de la căști. În 2003 au introdus iTunes Store cu posibilitatea de a cumpăra melodii cu prețul de 99 de cenți și a devenit rapid un lider în comerțul virtual cu muzică. În 2006, Apple a lansat primele calculatoare cu procesor Intel MacBook Pro și iMac. Însă cel mai mare succes a fost lansarea primului iPhone. Telefoanele cu touchscreen mai fuseseră lansate, însă nu foarte bine optimizate, iar un market online cu aplicații reprezenta o nouă strategie de business. De-a lungul anilor, Apple a introdus mai multe noutăți în acest telefon, cum ar fi Siri sau FaceTime. În 2010, după multe zvonuri, Apple a lansat prima tabletă, iPad-ul cu ecran de 9,7 inch, iar în 2012, un iPad mini de 7,9 inch la un preț mai mic și mai portabil. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare cu cele mai noi informații din tehnologie.